ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem ori de câte ori avem și noi această ocazie, tot ceea ce înseamnă investiții pentru județul Hunedoara, tot ceea ce înseamnă proiecte de anvergură pentru ca fiecare dintre dumneavoastră, dintre cetățenii acestui județ, să aibă parte de un trai mai bun, de ce nu, să aibă parte poate și de o promovare mai bună a unor investiții pe care dumneavoastră le faceți. Și aici mă refer în special la ceea ce înseamnă turismul în județul Hunedoara. Într-adevăr, se pune și s-a discutat foarte mult despre acest turism, care poate fi o alternativă în a salva economia județului, economia țării până la urmă. Mai ține de fiecare dintre antreprenori, dar și de instituțiile, abilitate să sprijine cumva investițiile pe care dumneavoastră le faceți. Ține de ambele părți, modul în care reușesc împreună să dezvolte această latură. Sunt binevenite toate investițiile pe care și Consiliul Județean Hunedoara a reușit să le realizeze în ultimii ani. Vom discuta astăzi despre acestea, vom discuta bineînțeles și despre viziunea pentru următorii ani, pentru că este nevoie de o proiecție foarte bine stabilită în ceea ce privește investițiile și modul în care sunt realizate ele. Astăzi am onoarea de a-l avea alături de mine pe domnul Alin Țambă, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, de la care cu siguranță vom afla foarte multe noutăți în ceea ce privește aceste proiecte. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație și vă aduc și dumneavoastră și telespectatorilor noștri salutul domnului președinte Laurențiu Nistor. Sunt multe proiecte pe care ați reușit împreună cu colegii din cadrul Consiliului Județean Hunedoara să le implementați, să le realizați pentru hunedoreni, pentru viitorul nostru până la urmă, viitorul copiilor noștri, și spuneam puțin mai devreme despre acest turism. Județul Hunedoara, din fericire, este unul bogat din punct de vedere istoric și putem cumva profita în cel mai pur și bun sens de toate aceste lucruri pe care le avem aici în județul Hunedoara. Și spuneam că și instituțiile, implicit Consiliul Județean Hunedoara, are pârghiile necesare sau cel puțin în ultimii ani, datorită și fondurilor europene, fără de care cred că ar fi fost imposibil să ne dezvoltăm și să ducem mai departe tot ceea ce avem, să păstrăm măcar anumite obiective și monumente istorice pe care le avem, ar fi fost imposibil să faceți acest lucru. Implicit, contează foarte mult și ceea ce facem fiecare dintre noi, locuitorii acestui județ. Trebuie să fie cumva așa o echipă foarte închegată pentru ca lucrurile să aibă succes cu adevărat. Sunt și unele impedimente, bineînțeles, nu este totul roz așa cum ne-am dori, nici antreprenorii și nici reprezentanții Consiliului Județean și ai primăriilor până la urmă, dar ați reușit să scoateți cumva din anonimat destul de multe obiective turistice, monumente istorice pe care acest județ le are. Sunt proiecte consistente financiar și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți așa în linii mari, pentru început, așa să facem o introducere asupra acestor investiții pe care ați reușit să le realizați în ultimii ani. Acum încă din 2020, din campania electorală pentru alegerile locale, președintele Laurențiu Nistor, pentru că vorbim și vom vorbi despre administrația Laurențiu Nistor la Consiliul Județean Hunedoara, a spus-o din start că cea mai mare prioritate este absorpția de bani europeni, atragerea de fonduri europene sau de fonduri nerambursabile, în special de fonduri europene, că nu sunt doar Uniunea Europeană este finanțator la Consiliul Județean. Vă dați seama că Hunedoara este, cred că, județul în ultimii 34 de ani cel mai lovit din punct de vedere economic din țară. Dacă ne uităm la partea de nord a județului,
partea minieră a Țării Zarandului, la partea minieră a sudului județului nostru, Valea Jiului, când ne uităm la partea de centru, vechile zone siderurgice, Călan, Hunedoara, Orăștie, cu industria care a funcționat acolo, județul a fost puternic rovit de această trecere de la o economie planificată la o economie de piață, o economie capitalistă. Și mult timp a umblat, din păcate, în derivă pe acest ocean economic al țării, cel puțin, deși după 2007, odată cu integrarea deplină a României în Uniunea Europeană, nu mai cred că este corect să vorbim strict despre o economie numai a României, cât despre o economie a Uniunii Europene, o economie în care unul din puzzle-urile importante este economia națională a țării noastre. Marea șansă a noastră au fost până la urmă aceste fonduri nerambursabile. E la fel ca în business, la fel ca în antreprenoriat. Ca să poți să dezvolți, ai nevoie de investiții. Investiția cea mai importantă este cea financiară, cea care poate produce bunăstare. Până la urmă, administrația Laurențiu Nistor se bazează sau are ca obiectiv bunăstarea. Și de la bunăstare pleacă toate. Că vorbim de sistemul de turism, că vorbim de sistemul de educație, că vorbim de sistemul de sănătate, că vorbim de infrastructură. Toate au în centru această idee a bunăstării hunedorenilor. Acum, pentru noi și pentru mine, ca parte a administrației Consiliului Județean condusă de președintele Nistor, au fost foarte importantă revigorarea tuturor acestor monumente și aducerea lor pe tapetul național și internațional, promovarea lor și punerea lor în valoare. Însă nu uităm, dacă ne raportăm la cetățile dacice, acestea au fost pur și simplu vandalizate la un moment dat. Erau puține șansele de a mai putea fi readuse în atenția publicului, în atenția vizitatorilor, și au devenit așa, nu știu, au ajuns într-un con de umbră. Ați reușit cumva să le scoateți la lumină? Da, totul a început în 2012, în momentul în care, în extrasul de carte funciară, Consiliul Județean Hunedoara, la Sarmisegetusa Regia, de exemplu, vechea capitală a regatului Dag, a devenit administrator, intrând în administrarea Consiliului Județean de la Ministerul Culturii. O avem acum în imagini. S-a observat și s-a văzut încă de atunci că noi, Consiliul Județean Hunedoara, am avut tot interesul să-l administrăm așa cum trebuie. Doar că buna lui gestionare, buna lui administrare nu poate să exceadă investițiile pe care trebuie să le faci, mai mult decât o întreținere sumară a ceea ce este acolo. Din această perspectivă, acel proiect pe fonduri norvegiene, pe programul Rocultura, gestionat de Ministerul Culturii, un proiect de peste 2 milioane de euro, se derulează în acest moment pe incinta fortificată de la Sarmisegetusa Regia și cred că în următoarele 2 luni acest proiect se va finaliza și întreaga incintă fortificată va fi oferită spre exploatare turistică, dacă îmi permiteți, publicului larg, hunedorean, național și internațional, pentru că la Sarmisegetusa Regia avem foarte mulți turiști din afara granițelor țării. Investițiile importante care au fost derulate acolo au fost atât de ordin arheologic, cercetări în anumite puncte, atât pentru partea de proiectare, cât și ulterior la partea de execuție datorită supravegherii arheologice, dar și de restaurare, de intervenție pe vechiul zid de incintă, o biocidare a pietrelor de acolo și acolo unde era cazul, o înlocuire sau o consolidare a emplectonului, a umpluturii dintre cele două fațete ale zidului antic.
Pe lângă asta s-au creat niște trasee turistice. Chiar săptămâna aceasta, luni, am fost în șantier și arată cât se poate de bine aceste trasee turistice. Rețeta găsită de proiectant este una frumoasă și ochiului, este una cât se poate de naturală, cu, unde s-au folosit produse din zonă, mă refer la pământ, la piatră. Și dacă incinta fortificată nu se putea în totalitate vizita acum 3 ani de zile, de exemplu, înaintea emiterii ordinului de începere a lucrărilor, înspre finalul acestui an, întreaga incintă fortificată va putea fi vizitată, care lucrul acesta este unul de noutate și cred că inclusiv pasionații de istorie din județul Hunedoara vor veni, chiar dacă au fost și în perioada anterioară, vor veni să vadă ce nu au putut vizita în acea perioadă. În ceea ce privește aceste trasee, vor fi și persoane care să-i ghideze pe acești turiști? Da, ghidajul turistic este oferit de Consiliul Județean Hunedoara prin diferite subordonate care administrau în numele Consiliului Județean Hunedoara acest sit arheologic de peste 10 ani de zile, fără doar și poate și acum se va putea face acest lucru. Proiectul nostru de perocultura mai are o componentă foarte importantă. A fost lansată o aplicație. Ea se găsește pentru toate dispozitivele smartphone, pe toate tipurile de soft pe care aceștia le folosesc. Sarmisegetusa, capitala Daciei, se numește și cu realitate augmentată, atunci când ajungi în fața unui indicator, dacă intri pe aplicație și arăți indicatorul respectiv, vei găsi și povestea. Lucrul acesta se va face gratuit de acum încolo. Ai posibilitatea și unui tur ghidat pe care să-l plătești cu un ghid profesionist, dar dacă vrei să descoperi singur și nu limitat poate de o anumită perioadă de timp, vrei să rămâi mai mult timp, 2-3 ore poate în situ arheologic, această aplicație posibilitate nu te va da nimeni te afară. Va ajuta foarte, foarte mult. Pe lângă restaurarea... Ce este de actualitate până la urmă, pentru că și istoria, chiar dacă vorbim de mii de ani în urmă, trebuie cumva împletită cu actualitatea, cu ceea ce trăim în prezent și cred că așa atrageți și mai mult tinerii. Romanii spuneau istoria magistra vitae. Istoria este învățătoarea vieții. Fără doar și poate avem nevoie de istorie și avem nevoie de monumente și avem nevoie să învățăm din istorie. Spunea, dacă nu mă înșel, Nicolae Iorga, că cine nu cunoaște istoria este obligat să o repete și istoria nu a avut în decursul ei numai lucruri pozitive. Și din această cauză, cred că acest domeniu este unul foarte important, în primul rând pentru educația copiilor noștri, dar și pentru educația noastră, pentru că atâta este de vastă istoria, încât și la facultățile de profil există specialiști pe diferite domenii, tocmai datorită informațiilor numeroase existente pe fiecare perioadă istorică și a lipsei capacității umane de a putea înmagazina și folosi util toată informația din lume cunoscută la această dată în acest domeniu istoric. Mai și mult decât atât, totul are o istorie. Mereu și cu surprize, pentru că, iată, și în urma unor astfel de lucrări, precum cele de la Sarmisegetusa Regia, spre exemplu, sunt convinsă că au fost descoperite anumite elemente de noutate pentru noi, cel puțin, pentru această generație. Da, destul de multe. Responsabilul arheologic chiar este în studiu cu aceste probleme și se va pregăti publicarea tuturor datelor științifice descoperite, după care sunt convins că și presa va prelua o parte din ele, pentru că sunt cât se poate de importante. Dar tot pe acest proiect vor mai fi amplasate
două platforme metalice de belvedere, un lucru iară foarte interesant. Unul va fi cumva în partea centrală a incintei fortificate și al doilea punct de belvedere va fi cumva sus pe vârful dealului, pentru că cetatea sau zidurile cetății practic înconjurau vârful acelui deal. Ar trebui să fie destul de înalte, că da, totuși avem Godeanu, acolo niște arbori destul de înalți. S-au făcut și ceva tăieri, a fost vorba de niște pomi pe care Ocolul Silvic, în urma unor verificări, i-a marcat ca fiind nesiguri. De multe ori, în zonele acestea montane, sunt vânturi destul de puternice și nu de puține ori s-a întâmplat ca acești arbori să cadă chiar pe monumentul antic, distrugându-l. Nu vrem să ne imaginăm ce ar fi fost dacă ar fi fost turiști în acea perioadă, în acea zonă în care au căzut. S-a întâmplat, pentru că mai ales la munte vremea nu-ți dă un e-mail sau un SMS, eliberează zona că 5 minute vin, și s-a întâmplat, dar ne-a ajutat Dumnezeu să nu se întâmple o tragedie. Dorința noastră, ca și Consiliul Județean, era să încercăm să tăiem cât de mult din arborii aceștia, pentru că ei au o vârstă și este important ca monumentul în primul și în primul rând și viața oamenilor la fel în primul rând să nu aibă de suferit. Și luați în calcul în perioada următoare să mai scoateți din această zonă arbori? Din punctul meu de vedere, tăierea arborilor din Sarmisegetusa Regia ar trebui făcută planificat și etapizat. Nu toți odată, pentru că riști să afectezi monumentul, dar pe rând. Un lucru este cert. La fel cum un om îmbătrânește, la fel și un copac, un pom îmbătrânește. Când el devine un pericol, este clar că trebuie degajat, trebuie evacuat. Acum, fiind într-un monument de categorie A și recunoscut pe plan internațional ca monument cu valoare internațională, mondială, că din această cauză el poartă această ștampilă a acestui important for internațional UNESCO, nu poți să extragi acești pomi oricum vrei. Și din această cauză întâmpini noi dificultăți în oportunitatea de a degaja toată acea pădure, că este o pădure practic acolo, și ai nevoie de alpiniști montani care să-l taie pe bucăți, controlat să cadă jos bucățile tăiate ca să nu afecteze monumentul, după care fasonat acolo jos, tăiat în bucăți mai mici, cărat pe brațe până afară, pentru că suntem în capitala vechiului regat al Daciei și nu se poate interveni cu intervenția utilajelor atâta timp cât un studiu istoric îți spune că afectează stratul de cultură, este interzisă. De exemplu, la amfiteatru de la Ulpia Traiana Sarmisegetusa, acolo studiul arheologic a dovedit faptul că niște utilaje de o anumită categorie puteau intra fără să afecteze stratul de cultură. Nu același lucru s-a întâmplat la Sarmisegetusa Regia, acolo unde totul se cară cu roaba, există antreprenorul a dus acolo niște roabe electrice, roabe cu motor, tocmai datorită faptului că nu au voie să intre nici măcar cu mașini în interior. Este cunoscut faptul că situl arheologic nu este săpat în totalitate. Săpăturile din situl arheologic, multe dintre ele sunt destul de vechi și nu se documenta o săpătură așa cum se face ea astăzi, ca să ai tu certitudinea că nu deranjezi un complex arheologic. Vedeți dumneavoastră, arheologia este destructivă. În momentul în care sapi un context, îl deranjezi pentru eternitate. Și din această cauză, dacă nu poți să faci săpătura corect, mai bine nu o săpa, că poate peste 5, 10, 15, 20 de ani vor exista bani, se va săpa corect. Dacă nu sapi corect un context arheologic, pot apărea chiar vicieri ale informației istorice și nu ne dorim acest lucru, pentru că dacă iubești cu adevărat istoria, nu o să-ți permiți să
să o falsifici. Da, pentru acest lucru avem nevoie de oameni specializați, oameni care știu ce au de făcut. Astăzi sunt foarte mulți oameni care în numele unei iubiri și a unui, zic ei, patriotism, dar nu are nimic cu iubirea de țară, falsifică istoria pentru a-și atinge anumite interese, iar cei care îi ascultă și îi aprobă, din neștiință, nu-și dau seama că propagă o informație greșită, o informație în care mediul academic sau în care mediul academic nu va fi niciodată partener. Da, dar uite că datorită sau din cauza, nu știu cum să spunem, uneori a acestor rețele de socializare, astfel de informații ajung foarte ușor către publicul larg, acel public care uneori poate nu are informațiile suficiente și necesare pentru a discerne dacă este într-adevăr sau nu așa respectiva informație și uite cum se modifică cumva realitatea. Acum, în acest secol 21, în numele libertății de exprimare, internetul, mai de mult hârtia, dar acum internetul suportă multe. Ce să zic, din punctul meu de vedere, informația trebuie luată din surse sigure, trebuie să fie o informație publicată de niște oameni, părerea mea, cu o reputație în domeniu, de niște oameni care unii și-au dedicat viața, întreaga viață studierii trecutului și acest lucru poate să-i ajute poate să ne ajute pe oricare dintre noi în găsirea informației corecte. Tot la Sarmi Segetusa Regia, ca să încă nu... mai avem aici mai avem proiecte, un proiect, mai avem... Da, așa. Mai avem un proiect, este obținut de Consiliul Județean Hunedoara prin celebru PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență. Ca sursă de finanțare sunt tot bani europeni de această dată, pentru că pe incinta fortificată am avut un grant norvegian, bani europeni în valoare de peste 2 milioane de euro, prin care ne propunem în zona sacră de la Sarmi Segetusa Regia, pe terasa A10-a, ca prin anastiloză să putem reda spațialitatea și dimensiunea vechiului templu amplasat acolo. Terasa A10-a din zona sacră este terasa chiar de deasupra terasei cu soarele de an de zi, templu mare circular, templu mic circular, și acolo avem un templu monumental. S-au descoperit în anii anteriori suficient de multe fragmente de coloane, pentru că pe acele baze de piatră pe care acum le pot vedea telespectatorii noștri, veneau niște blocuri de piatră și după cucerirea romană, templul, la fel ca întreaga cetate, a fost demolată, arheologii au recuperat aceste bucăți de piatră fasonată și prin anastiloză, care presupune o tehnică de refolosire a vechiului material antic descoperit în sit, o parte dintre aceste coloane vor fi ridicate la un anumit nivel, însă una o vom duce până sus ca să putem arăta și cât de înalte erau aceste temple. Vorbim totuși de temple monumentale de piatră duse, vă dați seama, în vârful muntelui, atât de important a fost acest spațiu spiritual al lumii getodacice în perioada antică și el trebuie adus, așa cum a fost el odată, adus în vizorul vizitatorilor și a hunedorenilor, a românilor și a întregii lumi, pentru că Sarmi Segetusa Regia este un monument, la fel ca celelalte cetăți din Munții Orăștiei Dacice, este un monument cu valoare internațională, așa cum acest for UNESCO a recunoscut în anul 2000.
Țărmise Getuza Regio este printre cele mai cunoscute, mai apreciate cetăți din Munții Orăștiei, dar nu trebuie neglijat faptul că mai avem acolo totuși câteva cetăți care nu au fost puse în valoare până acum. La Costești cetățuie și cu sprijinul unei fundații la acea perioadă a prințului Charles, am reușit ca la turnul locuință numărul 2 de la cetatea dacică Costești Cetățuie să schimbăm acoperișul unui turn locuință. Era fost un proiect foarte important pentru noi. Am avut sprijinul Institutului Național al Patrimoniului, am avut sprijinul colectivului științific din Munții Orăștiei, care provine din mediul arheologic clujan, și noi, Consiliul Județean, am fost acolo, am fost prezenți. Avem partea de proiectare și pentru turnul locuință numărul 1 finalizată și avem nevoie și de montarea unor toalete și a unei case de intrare și în cetatea de la Costești Cetățuie. La cetatea de la Costești Blidaru accesul este mult mai dificil. Acolo vizitarea cetății se face în general pe o potecă ce pleacă din stațiunea, deși nu este încă o stațiune, exact. Costești, și merge pe jos destul de greu vizibilă. Este unul dintre proiectele pe care ni le dorim, să o facem mult mai accesibilă, dar pentru a ajunge la Costești Blidaru este nevoie să mergi pe jos, să urci niște dealuri pe jos. Toate aceste cetăți făceau parte din acea salbă de cetăți care protejau Țărmise Getuza Regia. Acele trase avem... sunt vizibile, sunt accesibile? Sunt destul de accesibile și chiar la aproape de baza plecării spre Blidaru este și punctul de informare turistică din Costești, acolo unde orice turist, dacă își asumă această drumeție de cam o oră la dus și cam 40 de minute la coborât, află totul despre cum trebuie să se uite după marcaje și poate să meargă în siguranță să o viziteze. Toate cetățile sunt păzite, deci chiar în interiorul cetăților este puțin probabil, nu exclud, pentru că am văzut și în anii trecuți, de vreo 3 ani de zile, chiar aici la Blidaru, pe intrarea în cetate au apărut două rozete sculptate în această piatră. Este o profanare a vechii cetăți dacice. Acolo trebuie să nu ignorăm un fenomen care se întâmplă de câțiva ani. Este, să zic așa, o reînviere a vechii religii a dacilor, dar toate aceste persoane nu au toate datele problemei și fac mai mult rău decât bine. Mi-ar spune că sunt păzite aceste cetăți. În ce sens sunt păzite? Există toată personalul nostru care le îngrijește, dar există o firmă de pază care are grijă de toate și avem parteneriatul cu Jandarmeria Montană, care la rândul lor au și ele grijă de toate aceste monumente. 24 din 24, plus la Țărmise Getuza Regio avem montate inclusiv camere de luat vederi wireless poziționate pe pomi. Luați în calcul montarea unor camere de supraveghere video și în celelalte cetăți? Da, și ăsta este un lucru foarte important, mai puțin cetatea de la Bănița. Cetatea de la Bănița este foarte, foarte greu accesibilă. Doar la nivelul solului poți să vezi niște baze de piatră încastrate și acolo e foarte greu să urci, mai ales cu, nu știu, aparate, cu detectoare, cu lemne, să faci foc, cu foarte, foarte greu să ajungi în felul acesta acolo. Marea problemă a cetății Monument UNESCO de la Bănița este accesul. Accesul a fost distrus în momentul construcției căii ferate și astăzi este foarte, foarte greu să ajungi la cetatea de la Bănița. Și mai avem cetatea de la Piatra Roșie, din comuna Boșorod, din statul Luncani, acolo unde, de vreo 2 ani de zile,
cu banii dați de Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Dezvoltare Turistică a Județului Hunedoara. Se sapă, sunt campanii de săpături arheologice în fiecare vară pentru a înțelege cât mai bine contextul care sau contextul pe care noi îl avem în acea zonă. A fost o luptă destul de grea pe care Consiliul Județean a dus-o pentru a prelua și aceste și celelalte cetăți dacice, de fapt. Și este vine cumva și o greutate destul de mare și o responsabilitate care apasă pe bugetul Consiliului Județean, de exemplu. Dar e un aspect asumat de către Consiliul Județean. Înainte de 2013, Consiliul Județean Hunedoara nu plătea paze și personal la Sarmisegetul Saregia. După 2021, înainte de 2021, Consiliul Județean Hunedoara nu plătea pază și îngrijire la celelalte patru cetăți din acest monument UNESCO aflate în județul Hunedoara. Presiunea este de ordinul milioanelor de lei, eu zic că ajunge până în jurul sumei de cel puțin 1 milion de euro. Acum, încasările nu sunt în asemenea măsură la bugetul Consiliului Județean. Încasări, vorbim doar la Sarmisegetul Saregia, pentru că celelalte... În acest moment, da, dar avem în vedere și sperăm să fim sprijiniți și de Direcția Județeană pentru Cultură, să reușim să aplasăm într-un fel sau altul o casă de bilete și măcar două toalete ecologice la Costești cetățuie. Vedeți dumneavoastră, marea problemă acolo este faptul că, în general, pugurile sunt expirate și ai nevoie de puzuri de zonă protejată. Noi, Consiliul Județean Hunedoara, facem în acest moment mai multe puzuri de zonă, mai multe PUSCP-uri, puzuri de zonă protejată, dar mai lucrăm la un PUSCP într-un alt monument UNESCO mai recent, la Ulpia Traiana, Sarmisegetusa, Augusta Dacica, acolo, vechea colonie capitală a provinciei Romane Dacia. Și aici vorbim de milioane de euro. Și aici vorbim de milioane de milioane de euro și sper să avem vreme să vorbim și despre ele. Și vedem cât de grele sunt aceste, între ghilimele spun, chinuri ale facerii acestor documentații de urbanism, atâta timp cât nu le ai. Și cum colegii noștri de la cultură ridică din umeri, pentru că există o legislație, legislația nu are și excepții, deși cred că în anumite cazuri, cel puțin pe monumentele UNESCO de cu valoare internațională, care sunt vizitate de mii de turiști din afara țării, ar trebui să se găsească o soluție în așa fel încât ele să poată să producă și pentru bugetul celui care administrează. Să vă dau un exemplu. Nu este corect să spunem că, virgulă, avem mai multe cheltuieli cu Sarmisegetusa decât, nu știu, aduce ea unui buget județean, dar nu doar unei instituții, cum este Consiliul Județean, ci și primăriei și businessurilor de acolo, din zonă. Și s-au dezvoltat și s-au dezvoltat și au creat locuri de muncă și sunt tineri care și-au făcut și în loc să plece în afara județului Hunedoara, au rămas aici în județ și își dezvoltă un business frumos de familie care le place pentru că sunt acasă. Eu văd toate aceste plusuri foarte importante și la fel și președintele Laurențiu Nistor a și spus neapărat trebuie să le păzim, trebuie să avem grijă de ele. Eu am spus-o în mai multe rânduri. Dacă o mină este sau creează bunăstare, plus valoare, creează bani, o perioadă finită, pentru că la un moment dat zăcământul se termină, un bun cultural, în speță un sit arheologic, mai ales unul atât de important încât a fost introdus în lista monumentelor UNESCO, el creează bunăstare pe o perioadă infinită, în sensul în care dacă ai grijă de el, el produce bunăstare ieri, astăzi, mâine, peste 10, 100, 1000 și cât va ține Dumnezeu omul pe acest pământ. Din această cauză avem o datorie față de, în primul rând, față de înaintașii noștri, dar și față de cei care vin după noi, să le putem da în bune condiții. Și avem, din punctul ăsta de vedere, Consiliul Județean Hunedoara nu avea în bugetul lui
bani pentru a le pune în valoare, pentru a le dezvolta, atenție, vorbim de investiții, și atunci, și aici cred că se vede profesionalizarea conducerii Consiliului Județean, profesionismul echipei conduse de președintele Nistor, am adus toate aceste resurse și le-am investit urmând ca în anii următori aceste investiții să producă bani, atât pentru Consiliul Județean, pentru primăriile pe teritoriul se află, sau a celor din jur, sau pentru agenții economici care la rândul lor oferă locuri de muncă, salarii și automat bani către noi, administrațiile publice locale, pentru că pe codul fiscal se spune foarte clar că din toți banii din acele CAS-uri, CASS-uri, din impozitarea pe salar, anumite cote merg la bugetul primăriei, anumită parte vine la bugetul Consiliului Județean și restul merge la bugetul național, se poate întoarce înapoi în alte... Deci este foarte dificil, înspre imposibil să poți cuantifica, domnule, eu n-am făcut anul ăsta numai 1 000 000 de lei din bilete și suveniruri. Nu, ai mai făcut și din cote defalcate venite pe TVA, din sume de echilibrare, din alte ajutoare pe care le iei de stat, pentru că și de acolo s-au dus bani în bugetul național, s-a făcut acel coș, de unde ți-a putut ulterior, da, chiar dacă nu știe exact că au fost de acolo cât sau n-au exact fost de acolo, și de dar și de acolo au mers coș în coșul bugetului național. Și haideți să trecem puțin și la cea de a doua capitală importantă pe care o avem aici în județul Hunedoara. Spuneați despre Ulpia Traiana Sărmițe-Getuza. Aici din 2022 cred că au început lucrările. Ordinul de începere a fost emis în 2022. Avem și un termen probabil, până când eu zic trebuie că... finalizate aceste lucrări. O lucrare controversată pentru unii, pentru că a fost de fapt aici amplasată și acea tribună, nu? Pe cadru metalic, care a stârnit destul de multe controverse. Acum să încep din anul 2020, de când, alături de președintele Laurențiu Nistor, am ajuns în conducerea Consiliului Județean Hunedoara. La momentul respectiv, în baza unui DALI, Consiliul Județean obținuse o finanțare de aproape 5 milioane de euro pentru amfiteatru. În cererea de finanțare era scris că trebuie să existe o punere în valoare, adică acolo trebuie să desfășoare și o zonă de spectacol. Modul de punere în valoare a amfiteatrului în DALI, adică ceea ce noi am preluat, era de construcție de zidărie peste monumentul antic. Adică ce vedem noi, acel contur circular și cu toate vechile camere, structura vechilor camere de sub tribune, pe ele urmau să se construiască cu piatră și practic ar fi dispărut ciment. Ceea ce vedem noi acum. Nu ar fi dispărut, dar ar fi fost foarte afectat. Vizorul nostru. Nu ar fi dispărut, pentru că de la ele se pleca în sus, rămânea undeva în jos, dar vă dați seama că erau afectate irreversibil. Să vă dau un exemplu. Dacă peste 50 de ani se schimbă toată modalitatea de punere în valoare unui monument, ceea ce este foarte posibil, pentru că astăzi avem o altă punere în valoare față de acum 50 de ani. Și cei care vin după noi dădeau jos toată această punere în valoare pe care noi am moștenit-o la Consiliul Județean, monumentul antic era afectat. Pentru că toată acea greutate, timp de 50 de ani, probabil deforma vechea structură antică, iar ca să nu se deformeze, era și ea întărită la rândul ei ca să poată menține o astfel de structură. Panouri cu punerea în valoare de la DALI au fost până în 2022 amplasate la intrarea în amfiteatru. Oricine mergea la amfiteatru putea vedea cum, pentru că au fost făcute randări, cum urma să arate acest proiect. În momentul în care președintele Nistor, echipa noastră de la Consiliul Județean a venit, din start, și alături de proiectant, din start am exclus toate aceste posibilități de a afecta monumentul antic. Dar trebuia, modificări dar trebuia să respectăm cererea de finanțare. Altfel, Consiliul Județean Hunedoara, Țara Hațegului, Comuna Sărmițe-Getuza pierdeau aproape 5 milioane de euro.
5 milioane de euro cred că este bugetul comunei Sarmi-Segetuța pe cel puțin 10 ani de zile, cu tot, cu salarii, tot. Nu ne permiteam pentru comunitatea locală să facem acest lucru. Și atunci ați luat o altă decizie? Alături de proiectant, pentru că trebuie să mai spunem un lucru. Fiind vorba de un monument care încă nu se află în lista indicativă UNESCO la acea perioadă, dar noi, Consiliul Județean, la fel ca hunedorenii, îl dorim și credem că este extraordinar de important, nu numai pentru istoria județului, ci pentru istoria țării noastre și a continentului nostru cel puțin, am ales să lucrăm cu un proiect, cu cel mai serios proiectant, Institutul Național al Patrimoniului, din subordinea Ministerului Culturii, asociat cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, din subordinea Academiei Române. Mai avem 5 minute din această emisiune, să știți că... Vreau să explic situația asta pentru că este foarte importantă și vreau să fie foarte bine înțeleasă. Împreună cu ei am găsit această soluție cu structură metalică care să nu afecteze deloc amfiteatrul. Acesta a fost principiul de a nu distruge nimic. Și dacă peste 50 de ani este o altă formă de punere în valoare, atunci structura metalică să poată fi înlăturată foarte ușor. Sarmi-Segetuța, Olpea Traiana, amfiteatrul de aici nu este singurul care beneficiază de o astfel de punere în valoare. Dacă mergem în Austria, la Carnuntum, o altă capitală provincială romană, o să vedem exact la fel, în vechiul amfiteatru, o structură metalică. Adică, nu am încercat să redescoperim roata. Roata era deja descoperită, dar trebuia să facem pași pentru a ne proteja monumentul. Și aceasta era singura modalitate de a realiza acest... Da, aveam nevoie de acest tip de punere în valoare, de aceste tribune, de aceste gradene, de această structură metalică. Dar de ce este nevoie? Sau de ce ați considerat că este nevoie de această Noi am preluat un dalii care avea o soluție de punere în valoare. Dar în cererea de finanțare, că asta am spus încă de la început, în cererea de finanțare, acest lucru era specificat. Dacă nu respectai cererea de finanțare, toate costurile deveneau neeligibile. Adică nu mai primeam niciun leu de la Uniunea Europeană pentru acest proiect. Iar această construcție va folosi pentru câteva sute de persoane care se presupune că după finalizarea acestui proiect vor asista la anumite spectacole în acest Noi vrem să facem inclusiv reprezentații de teatre, pentru că avem două teatre în subordinea Consiliului Județean. Vrem să ducem o seară de festival a Opera Night acolo, pentru Țara Hațegului, este singura zonă care aici nu are în acest moment. Ne gândim chiar la un festival specific roman de reenactment istoric și pus la dispoziția administrațiilor locale, chiar și a noastră, sau a primăriei, sau a privaților, în cazul în care doresc să organizeze concerte și vă spun că vor fi foarte mulți interesați. Gândiți-vă că noi redăm monumentului scopul pentru care a fost creat acum 2000 de ani. Deci, el va prinde viață, nu va mai fi gol, el va prinde viață, va fi un spațiu destinat din nou spectacolului, adică va fi redat utilității de acum 1900 de ani. Și tot la Ulpia Traiana Sarmi-Segetuța mai avem pe Programul Național de Redresare și Reziliență încă două proiecte în valoare totală de aproape 5 milioane de euro. Regândim întreaga intrare în situl arheologic prin construcția unui muzeu de sit cu de aproape 1000 de metri pătrați, acolo unde vom păstra cele mai importante artefacte antice, mai ales cele de marmur pe care astăzi plouă, și vom face un acces demn de secolul 21 în această capitală a provinciei romane Dacia, și în forul lui Traian, în forul vechi de la Sarmi-Segetuța, ne propunem ca tot prin anastiloză, la fel ca în pe terasa 10-a de la Sarmi-Segetuța Regia, tot prin redarea unor dimensiuni și a unei spațialități, să refacem acest lucru în ceea ce privește intrarea în acest for al lui Traian, forul, acea piață care era sufletul unei așezări romane
urbane. Deci vom avea aici un complex muzeal în adevăratul sens al cuvântului, pentru că în prezent se pot admira anumite descoperiri ce au fost realizate aici pe parcursul anilor. Și cel puțin pentru anfiteatru, acolo unde deja proiectul are toate avizele Ministerului Culturii, toți specialiștii s-au pus de comun acord, chiar dacă au fost niște discuții în mediul academic între grupele de arheologi, în ce privește anfiteatru, toată lumea este mulțumită. Anfiteatru a fost săpat în proporție de 100%. Cine încearcă să aducă în, sau să creeze un scandal, dar îl creează din nimic? Cei cu interese. Cu interese în principal politice, pentru că o să vedeți cum de anul viitor nu se va mai întâmpla nimic. La fel cum până la începutul anului ăstuia, nu s-a întâmplat nimic. Deci, cei care creează aceste conflicte au doar binele personal în vizor. Nu interesează sub nicio formă binele monumentului și cu atât mai puțin binele cunedorenilor. Sunt, după cum bine vedeți în imagini, sunt unele descoperiri care cred că asta este o coloană din for de marmură. Să-i punem așa o valoare. Astea în sunt bani. Bazele de coroane de la intrarea în forul lui Traian. Aici suntem într-o parte a intrării în for, dar nu partea aceea va fi supusă. Asta este drumul din spate, un drum de pământ care merge de pe o stradă din Sarmisegetusa până la o pensiune mai mare de la intrarea în sat. Ați luat în calcul amenajarea și unei parcări generoase aici în zonă? Da, pentru că fără parcare nu vom primi autorizația de construire. Din cauza asta am fost obligați să dărâmăm toate acele construcții ilegale. Noi am preluat terenul de la primărie. Primăria, și trebuie să o spunem, nu a avut curajul să-i demoleze pe oameni, avea o acțiune în instanță, urma în urma sentinței, dar noi, Consiliul Județean, am preluat și am făcut ce trebuia să facem din punct de vedere legal. Ne-a părut rău când am demolat acele structuri, pentru că, din punctul nostru de vedere, comunitatea locală trebuie să includă beneficiile economice care rezultă de pe urma existenței unui astfel de sit arheologic. Să știți că un astfel de sit îți aduce și foarte multe interdicții. În primul rând de construire. Și nu numai pe zone. Chiar și într-o zonă mai îndepărtată, un studiu peisagistic îți va interzice să construiești 5 etaje. Asta dacă și respecti aceste da, reguli, trebuie pentru să că le respecti, nu. Până acum, nu de mult, asta în acea zonă, asta este problema celor care erau. Este problema celor care erau atunci, nu vorbesc despre ea. Odată, vor putea să revină odată acei comercianți, acei oameni care au avut și au dezvoltat o afacere în această zonă, fie că vorbim de mâncare, de suveniruri și așa mai departe, pe care le regăseam noi trebuie deocamdată, intrare. Da, în momentul ăsta nu există niciun regulament de urbanism. Vechiul pug în Sarmisegetusa este expirat, la fel cum este expirat în foarte multe UAT-uri. Dacă vrei să construiești ceva, ai nevoie de un PUZ care să țină loc de regulament de urbanism și în baza PUZ-ului și a certificatului de urbanism să poți să emiți autorizația de construire. Într-o astfel de așezare care are un monument istoric, trebuie să faci un PUZ de zonă protejată, un PUZ CP. Trebuie să vă spun că au fost multe încercări de creare a unor PUZ-uri CP sau chiar a PUG-ului comunei și toate au ieșuat la Ministerul Culturii, care nu era de acord cu soluțiile. Noi avem un aviz de la Ministerul Culturii și așteptăm și avizul scris de la ei ca să putem intra în ultima etapă de aprobare a PUCP-ului și de emiterea unui certificat de urbanism pe cele două componente. Avem înțelegere de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care gestionează această componentă 11 din PNRR și după ce putem face acest lucru, va începe efectiv partea legată de proiectare. În acest moment, ce se întâmplă în cadrul celor două proiecte de pe PNRR de la Ulpia Traiana sunt acele studii arheologice care trebuie să stea la baza viitorului proiect sau viitoarelor, că sunt două, viitoarelor proiecte tehnice care urmează să fie puse în operă în colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica. Așadar, când ne lansați invitația de a participa la primul spectacol aici? Eu zic anul viitor, pentru că dacă îl terminăm la finalul lunii octombrie, terminul este de 30 octombrie, nu, pe perioada iernii, fiind în aer liber, nu cred că vom organiza spectacole acolo, fiind într-o zonă depresionară, bate destul de tare vântul.
Deci în primăvara anului viitor ne invitați acolo la primul eveniment. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune vă și pentru toate informațiile pentru pe care le-ați adus în atenția hunedorenilor. Îmi pare rău că n-am avut mai mult timp, că mai era. Vă mai așteptăm să continuăm această discuție. Mult succes, vă doresc în continuare cu toate proiectele pe care le aveți pentru Hunedoara. Doamne ajută! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!